cum apreciați activitatea, felul în care au reacționat forțele de ordine, Ministerul de Interne, în ziua de miercuri și în ziua de azi? Impecabil. Și mă refer aici nu numai la ziua de astăzi, dar am în vedere și zilele precedente, pentru că s-a lucrat, s-au întreprins măsuri de profilaxie. Și dacă ați observat, cred că astăzi a fost mult mai bine organizate forțele de ordine și pe această cale vreau să felicit colaboratorii Ministerului de Interne, pe toți cei care au fost implicați în a menține ordinea, să le mulțumesc de fapt că au o muncă foarte grea și să nu uităm că de fapt tot din luna aprilie ținem o mulțime de polițiști în stradă. Unul din apelurile mele a fost imediat să avem grijă de acești oameni, chiar din primele zile când am venit la guvern, și astăzi a fost și un prim examen pentru ministrul de interne, domnul Jizdan. Eu cred că au făcut față lucrurilor și de astăzi înainte tot așa se va continua. Dar tot aici vreau să vă spun că cei care încalcă ordinea publică, cei care trec linia roșie și ajung la violențe vor fi pedepsiți. Dincolo de opinia la mai mulți alții care consideră că trebuie să fim foarte și foarte toleranți. Este adevărat, vom fi toleranți, dar în capul mesei trebuie să stea legea. Eu vreau ca cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că în Republica Moldova va fi ordine publică și cel care încalcă, acela va fi și pedepsit. Pentru că tot se confundă valorile democratice. Ori democrație nu înseamnă haos până la urmă. Și ziceam și astăzi într-o discuție cu colegii de la interne, pentru că acolo am fost toată ziua să monitorizăm acest proces, aceste proteste care au avut loc astăzi, că cineva spunea că democrația înseamnă libertate, dar libertatea ta de a da din mâini se termină exact acolo unde începe nasul meu. Nu are nimeni dreptul să încalce legea, nu are nimeni dreptul să treacă această linie.